O bătrână din județul Mehedinți a fost sărbătorită astăzi de autoritățile locale în frunte cu primarul Constantin Vlăduț la 100 de ani. Femeia care a împlinit vârsta centenarului este din comuna Bălăcița, satul Dobra, și a trecut prin al doilea război mondial și epoca comunistă. Bună! Bună, bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Una dintre cele mai longevive persoane din județul Mehedinți a împlinit astăzi vârsta de 100 de ani. Este vorba despre doamna Goșa Ana din comuna Bălăcița, satul Dobra. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani! Mamă, să mă dea Dumnezeu fericire! La fel și dumneavoastră, să fii sănătoasă! Să vă fericească Dumnezeu și viață lungă! Ca și, ta, ca și mata, ca și tale. Să treci de ani. Autoritățile locale din comuna Bălăcița știu cât de norocoși sunt că o cunosc și că o au alături de ei pe bunica Goșa Ana, unul dintre cei mai bătrâni cetățeni ai comunei. La inițiativa primarului Constantin Vlăduț, femeia a primit mai multe cadouri, printre care o diplomă și un tort. Uite, din partea noastră, o diplomă că ai reușit și ai făcut 100 de ani. E lucru mare, da, să știi. De când sunt eu primar, mata, ești a patra persoană care face. A doua din Dobra. Ăsta, Bora, a fost. Și din Bălăcița încă două. Așa că, pentru noi, aici ai o icoană. Tot din partea noastră. O pui unde crezi, mata. Și un tort, un buchet de flori. La urmă să... Însemnă eveniment. Primarul comunei Constantin Vlăduț, cunoscut drept un om gospodar și implicat în viața comunității pe care o conduce, și-a dorit să fie alături de doamna Goșa Ana în fiecare zi specială, deoarece consideră că bătrânii sunt foarte importanți pentru familie și comunitate. Ne aflăm la doamna Goșa Ana, muma, cum îi spun, tot satul, care... Pentru noi a fost un exemplu și de corectitudine și de cinste și a avut ce învăța fiecare câte ceva de la dumneai și am zis să nu treacă neobservată o ocazie rară în comuna Bălăcița prin faptul că a împlinit vârsta de 100 de ani. Îi mulțumim că încă e lângă noi și sigur nu deranjează pe nimeni și la anul vom veni din nou. Marcată de trecerea anilor, dar limpede, ageră la minte și zâmbitoare, doamna Goșa Ana nu mai are puterile de altădată și este ajutată de nora sa, alături de care locuiește de foarte mulți ani. De când am intrat aici în casă, ne-am înțeles așa de bine, nu ne-am supărat niciodată. Am ascultat una de alta și am muncit împreună și ea și eu și ne-am înțeles din cuvânt. Și uite, și copiii tău iubești de mult, Doamne, când vin. Și astăzi sărbătoriți o zi specială. Da, specială pentru 100 de ani. De asemenea, la împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani, alături de bătrânica noastră au fost toate rudele, care o iubesc și o apreciază, iar gestul autorităților locale le-a impresionat profund. Astăzi sărbătoriți o zi specială. Da, ziua bunicei, care a împlinit 100 de ani. Mulțumim și domnului primar pentru cadouri și dumneavoastră că ați venit și ne-ați vizitat și să o sărbătorim pe bunica. Goșa Ana este printre puținii români norocoși care ajung la această onorabilă vârstă. De asemenea, și echipa Mehedințul meu îi urează la mulți ani frumoși, sănătoși și liniștiți.